Știu că este o întrebare clasică. Ce ne dorim de la Moș Crăciun de Crăciun? Dar răspunsurile cu siguranță sunt originale din partea tuturor. Crăciunul îți provoacă o stare, o stare de bine. E foarte important ca în spiritul sărbătorilor de iarnă să reflectăm, poate. E și un moment de bilanț și cred că pentru fiecare dintre noi este foarte important să realizăm ce am făcut, ce am greșit, să ne propunem să corectăm și poate cel mai important este să încercăm să fim mai buni, să fim mai buni cu cei din jurul nostru. Dar nu numai în perioada sărbătorilor de iarnă, poate în tot timpul anului ne propunem să fim mai buni. Pe de altă parte, fiecare dintre noi avem două planuri. Această stare ți induce trăirea în două planuri. Pe de o parte, pentru mine personal este familia, sunt copiii, nepoții, e această stare minunată în care împărtășești bucurie cu ei. Pe de altă parte e planul profesional și aici îmi doresc foarte mult ca Darii TV să, în 2016, să urce, să ne menținem cel puțin, să urcăm în tot ceea ce facem pentru telespectatorii noștri. E o profesie minunată, e o meserie care îți aduce multă satisfacție și dacă vom reuși să aducem în casele oamenilor zâmbete și bucurie, din punctul nostru de vedere înseamnă că am reușit. Le doresc tuturor un Crăciun fericit, le doresc ca starea de bine să-i cuprindă pe fiecare dintre reghineni și nu numai și, cum spuneam, să ne propunem să fim mai buni cu cei din juri și dacă putem să dăruim iubire și stări de bine. Vine Moș Crăciun anul acesta la tine, Marcela? În fiecare an a venit, cred că pentru toată lumea vine Moș Crăciun. Pentru mine, de câțiva ani deja, sărbătorile de iarnă înseamnă copilul meu. Veronica a reușit să ne dea o cu totul altă imagine asupra ceea ce înseamnă Crăciunul și Anul Nou și vă doresc tuturor să puteți să reintrați în acea atmosferă a copilăriei, atunci când știam să ne bucurăm de daruri, să ne bucurăm de mirosul bradului, de cozonaci, de sarmale, să ne gândim mai puțin la lucrurile materiale, să privim în interiorul nostru și să ne dăm seama că, de fapt, Crăciunul e o stare pe care o putem avea fiecare dintre noi. Sper că în 2016, știți cum se spune, cele rele să se spele, cele bune să se adune, să fie mai bine pentru fiecare dintre noi. Sărbători fericite! Moș Crăciun, pentru mine, reprezintă bunătatea întruchipată, înțelepciune, lumină, liniște, pace, sănătate și toate valorile care trebuie să fie, să existe în fiecare dintre noi. Mi-aș dori ca de Crăciun fiecare să aibă un Moș Crăciun în trânsul, așa cum am și eu aici, la piept. Multă sănătate, Crăciun fericit tuturor vă doresc! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îmi doresc sănătate, fericire, înțelegere cu cei dragi. Poate dorești să transmiți un mesaj? Telespectator. Da, vă doresc sărbători fericite, să fiți bucuroși, să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine în anul ce urmează. Anul acesta nu-mi doresc niciun cadou material, ci doar acele clasice dorințe. Sănătate, fericire, noroc, atât pentru mine cât și pentru cei din jur. Și în acest an, mai mult ca oricând, mi-aș dori ca moșul să-mi trimită un îngeraș păzitor, un spiriduș care să fie alături de mine la toate hopurile pe care le-am de trecut, toate examenele care se apropie cu pași repezi. Poate un gând, un mesaj pentru telespectatori? Da, vă doresc tuturor să vă găsiți în sacul lui Moș Crăciun acel cadou pe care îl visați. Fie el cât de mare sau cât de mic, fie că este pentru voi sau pentru cei din jur, să vă găsiți alinare în sacul lui Moș Crăciun. Aștepți pe Moș Crăciun? Da, aștept pe Moș Crăciun. Ce sper să-ți aducă anul acesta? Nu aștept nimic special de la Moș Crăciun, doar sănătate, bucurie pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru cunoștințe, pentru echipa Darii TV să fie tot așa în continuare și în următorii ani. În primul rând mi-aș dori sănătate, multă fericire și vreau să le doresc și lor tuturor multă fericire, împliniri, mai ales de Crăciun, pentru că aceasta e perioada împlinirilor și vreau ca toată lumea să fie fericită de această perioadă și să avem cât mai mulți telespectatori. În primul rând, de la Moș Crăciun îmi doresc să fiu sănătos, asemenea în familia mea, toți cei din jurul meu și, bineînțeles, moșul să aducă liniște,
sănătate, fericire și, normal, audiență cât mai mare pentru Darighin TV și Radio Galaxia. Asta îmi doresc eu de la Moș. Doresc să-mi aduc exact ce mi-a adus aproape în fiecare an, adică un an următor în sănătate, cu familia, fără probleme, că problemele nu mi-aparțin, dar problemele care sunt ale mele să fie așa cum gândesc eu. Deci, cu sănătate, cu bucurie și să încerc să mai fac câte ceva pentru oraș, pentru TV Reghin, pentru ce se poate face. Le doresc tuturor reghinenilor care mă urmăresc, care urmăresc Da Reghin TV, multă fericire, an nou, în sănătate, că restul vin de la sine. La mulți ani!